Salut, toată lumea, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival cu Rosby. Eu și ideea mea proastă de a face șemineu. Și trebuie să ne mișcăm repede ca să nu ne ardă tot. Știu, da, m-am dat pe creative, dar cum mai contează acum că m-am dat pe creative? Uitați ce până mea am făcut aici. Vreau să nu mai ardă absolut nimic. Deci uitați și voi ce am putut să fac. Nu știu, mai arde ceva? Că nu mai arde nimic. Asta a fost singura soluție să dau de capăt. Eu și ideile mele proaste. Am idei foarte, foarte proaste. Deci mereu îmi spun în cap și nu e prima dată că îmi pățesc chestia asta, dar nu mă las până nu încerc eu ceva, până nu mă potolesc eu cu ceva anume. Doamne! Și că-ți dă la nebun tembel care... Vai de capul meu! Am încercat să fac un șemineu, credeți-mă. Am încercat să fac un șemineu, asta am încercat să fac în episodul care am vrut să-l fac. Și din șemineu ăla a pornit un mic incendiu pe aici, un focuț. După care am zis, hai că-l sting imediat după ce iau nu știu ce. Și când m-am întors și m-am uitat, era jumate de casă distrusă. Normal că am făcut-o pe game mode, uitați. N-am vă dat seama că a fost munca mea. A fost distrusă și era și cum aș mai fac și pe survival. Așa că am făcut-o pe game mode. Doamne, uitați, am încercat cu flinten să l-am folosit. Am irosit un iron ca să fac tâmpenia mea. Am folosit și un nether rack. Am luat de pe game mode un nether rack. Cum o să-l arunc? Ca să pun acolo pentru foc. Doamne. Sunt cel mai tâmpit copil de pe acest pământ, doamne. Păi da, nu știu, atunci o să fac așa. De design mă ocup cu Răzvan. Și punct. Nu mai fac eu singur designul. Și o să trecem la nivel acolo. Așa, o să facem aici multe, multe chestii. O să nivelăm și noi, că trebuie să facem ceva, dar nu putem așa. Ia stați voi puțin, că facem noi șmecherie. Ia să vedeți. Aici o să se ascunde Răzvan. Gata. Și acum o să vedeți imediat. O să fac în partea asta. Așa. O să vedeți imediat ce o să fac. Deci am folosit aerul ăla de pomană. Că lopata mea acum n-a. Este deja de moarte, mai dau câteva tipuri și spes. Că n-am zis adus, chiar s-a dus. Un iron. Două bețe. Două, așa. Vă dați seama că nu pot să dau acum să fac totul așa pe bandă. Răzvina nu poate mereu, adică așa, să filmeze cum filmeze des și de-aia nu pot să filmez așa mereu cu el, pe seria asta cu Răzvin. Așa că v-am spus cum o să fac. În weekend o să postez foarte, foarte, o să filmez foarte, foarte mult cu Răzvan din seria asta. Cam cursul săptămânii să vă bucurați de videoclipuri și na, adică în weekend o să facem muncă mult pe el. Ia să vedem început filmarea. Deci nu ne uităm mereu, în fiecare video mă uit. Să văd dacă a început filmarea, sunt eu curios. Dacă a început. Trebuia să spun toată asta la o parte.
Îmi dați seama că acum e destul de greu să fac aici, da. Dăm și aici tot. Deci pun... Nu știu de ce, dar zboară o cioară pe la mine pe la geam. Oameni, deci n-am niciun chef de școală, credeți-mă că sunt varză făcut, pentru că s-ar putea să nu mă asculte la mată. Și sincer, n-am chef și nu vreau să se întâmple chestia asta. Am bătut un lemn. Când profa ia catalogul și începe să-l răsfoiască, sincer, mă simt ca în The Hunger Games. E foarte, foarte rău. N-am niciun chef de la... Mă ia dureri de burtă, mă ia... Wow, se aud sunete și o să mă sperie. O să facem cu un lemn de ăsta deschis. Ce vrem să facem? Deci acum v-ați prins ce vreau să fac. Mamă, deja ora 10. Trebuie să fac și eu ceva ca să apuc să editez clipul, să vă arăt și partea cu focul. De fapt, deja ați văzut partea cu focul. V-ați prins ceva în genul ăsta. Și aici probabil o să fac, uitați, tot în felul ăsta și aici un fuișor. Da, așa frumos, ia să facem. Fix așa o să facem și pe aici o să punem daleaga și facem un fuișor. O să prins și aici sus o să tai și o să extind puțin ca să fac un fuișor pe aici, pe undeva. Nu, sau aici o să fac în curte ceva anume. Nu știu, aici pot să fac un foc. Ia să iau un lemn. Mă duc să iau un lemn. Acum mă duc să iau un topor ca să iau lemn. Sunt inteligent, nu? Știu că nu. Uite mă, o să pus eu cam două topoare pe aici. Azi. După care luăm lemn și facem multe chestii. Și pe aici designul o să-l fac eu cu Răzvi cândva. Când în weekend probabil. Dar n-a voi o să vedeți deja că nu e un weekend. Cu săptămâni o să vedeți cum am pus designul. Sincer, am și eu nevoie de ajutorul lui că nu pot să le fac pe toate singur. Și așa, ce ar însemna? Că fac totul singur? Asta e cam prima construcție momentan. Dar o să facem multe altele. O să facem, o să terminăm jocul, o să batem Ender Dragonul. Și multe, multe, multe. O să minăm după diamant, nebunii. O să fie seria asta foarte lungă, o să vedeți că o să vă placă și vouă. Dar momentan trebuie să prindă și ea puțin așa, să începem să bat așa și voi de ea. Puțin. Nu știu, când am văzut focul ăla, am zis... Cam belit. Legiune, doamne. Seria. Și după am văzut că... N-am belit chiar așa rău, legiune. Și am zis că e ok. Lacul ăsta o să-l fac eu acolo, să fie cumva frumos. Nu știu de ce fac bețe. Facem mai multe. Să luăm așa. Două aici. Două aici. Două pe aici. Ok. Și două încă. Și două. Stai. Da. Nu trebuie să mă fac arhitect niciodată. Adică, eu dacă mă fac arhitect,
sau ia stai că mi-am venit o idee. Să fac așa un fel de colțar. Aici pot să pun un foc. Trebuie să fac focul cumva, dar stai că n-am... Fac așa un fel de colțar. După care pun în zona asta focul, nu, pun în două părți focul, ar trebui să pun. Mai punem încă două aici. Ca să dea, ok, nu, mai departe. Aici un. Astea. Și aici, în locul ăsta, o să punem crafting-ul ăsta. Undeva pe mijloc aici și aici o să punem lemn. Așa. Și aici vine focul. Ia să vedeți ce talent am eu. Mă duc să iau ceva lemn, nu știu. De fapt, ce lemn tot zic. Îl pun pe dirt și gata. Și îl înconjur cu... cu... n-am cu ce. Greu. Nu, că poate iar ia foc. O să ia iar foc. Cine m-o fi... pus, Doamne, pe mine! Deci pe astea le schimb, uf, chemarea le fac din piatră. Să iau piatră de undeva și să le fac din piatră. Și probabil o să mai nivelez pe aici ceva sau... Nu cred că mai nivelez nimic. Poate o să fac aici la lac. Da, o să fac la lac. Deci... cam cu acest episod. Hai să facem și noi 10 like-uri ca să postez în continuare. Și să postez des seria. Pentru că... postez foarte rar. De fapt, ce postez rar? Că aproape în fiecare zi aveți episoade cu seria. N-am făcut chiar foarte multe. Ia stai puțin. Uf, toate astea la mine în cameră. Că astea sunt resursele care le-am adunat noi. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Deci nu prea avem multe resurse noi aici. Stai. Lăsăm ușa deschisă. Îmi sună telefonul. Bag piciorul. Cam tot acest episod, pa, pa.